Bine ai venit pe Ad Picirina. Eu sunt Silviana Polo, iată contextul în care postez acest vlog. Sunt licențiată comunicare, în lucrarea mea de licență am tratat comunicarea patologică, adică manipularea, dezinformarea, intoxicarea și propaganda. Din păcate, manipularea a ajuns astăzi să fie termenul utilizat de toată lumea pentru a le descrie pe toate un fapt îngrijorător. Am fost implicat în proiecte ale societății civile, consum de foarte mulți ani foarte multe știri, foarte multă politică în online și la TV din surse multiple, cunosc politicieni tineri în curs de afirmare, deși nu m-am regimentat politic până acum ca ei, așa că în mod natural am fost la protestele din februarie 2017, din 10 august 2018, la comemorarea din 10 august 2019, am votat la referendumuri și la scrutine, așadar am strâns semnături pentru fără penal și am și semnat pentru oameni noi. Așadar, acesta este contextul în care postez acest vlog. 1. De ce să mergi la vot? Ei bine, să lămurim două aspecte. E vorba de dreptul de a vota, nu de obligația de a vota, dreptul legal de a vota, nu obligația legală. Atunci, de ce să te îndemn să votezi? Fiindcă ai obligația morală să faci asta. La comemorarea 30 de ani de la Revoluție, votul are legătură cu moralitate. La fel cum în perioada de probă îți poți da demisia de la un loc de muncă legal, fără preaviz, dar totuși anunți dinainte să pleci, fiindcă așa e frumos, e o obligație morală, nu legală. În plus, am văzut că cu toții ce înseamnă lipsa de reprezentativitate la vot, adică sunt alese în funcție în alte persoane care au fost votate de prea puțini oameni raportat la totalul alegătorilor. Păi nu-i păcat ca orice derbedeu să fie ales și să-și bată joc de toată lumea? Bun, de ce să mergi la vot? 2. Dacă nu pentru altceva, măcar pentru exercițiul democratic. Dacă nu te-a convins niciun candidat, măcar mergi să-ți anulezi votul și să nu lași derbedeului ocazia să măsluiască în favoarea ta. Dacă te-a convins un candidat, arată-ți susținerea. E atât de simplu. Este o idee veche de când lumea și pământul că sunt toți la fel, dar totul în viață are foarte multe nuanțe și numai un om neatent sau cu vederea slabă nu percepe nuanțele. Este o tendință de a spune că ori e alb, ori e negru. E o tendință de a simplifica ceea ce pare atât de complicat. Iar ideea că azi, indiferent de vot, ne va merge tot așa cum ne-a mers în ultimii 30 de ani, poate că e corect într-un fel la nivel național, dar cert este că e profund greșită dacă ne uităm cum e în țările din UE, spre care privim cu atâta stimă. În țările care ne plac, votul este mult mai important și mai bine înțeles. Mai sunt multe de spus în favoarea mersului la vot. Hai la vot nu e o lozincă, nu e o păcăleală, ci un îndemn solemn al tuturor oamenilor de bun simț. Vreau să trec și eu în categoria oamenilor de bun simț și îți spun hai la vot. Bun. Capitolul 2. De ce să votezi Teodor Paleologu? Rămânând la îndemnul de mai devreme, vă rog să nu cădeți în capcana un tur 2 fără PSD. Să nu fie înțeles greșit, un tur 2 fără PSD ar fi și va fi o performanță uluitoare, istorică, dar mesajul rostogolit de USR Plus vine la pachet cu ideea că dacă nu intră Dan Barna în turul 2, atunci automat intră Dăncilă în turul 2, ceea ce e o prezumție falsă, fiindcă în egală măsură putem spune că dacă nu intră Teodor Paleologu în turul 2, atunci automat intră Dăncilă în turul 2. Dacă s-a înțeles acest lucru, putem merge mai departe cu argumentația. Fac o mică paranteză. Dacă vrei să ajungă Dăncilă în turul 2, e de ajuns și îți mulțumesc că te-ai uitat până aici, dar acum vorbim de lucruri mai inteligente. Aș completa la fără PSD și fără PSD-ism, adică fără Viorica Dăncilă, dar și fără Mircea Diaconu, fără Cătălin Ivan și fără alți candidați care, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, sunt sub orice critică și nu merită nici măcar analizați. Încă din acest moment îți spun de ce să votezi cu Teodor Paleologu. Din opțiunile Paleologu, Barna, Iohannis, iar nu din alte posibile formule. Precizez că în preferințele mele se află pe primul loc Paleologu, pe locul 2 Barna, iar pe locul 3 Iohannis. Să începem așadar cu locul 3. De ce nu Iohannis? Klaus Iohannis a fost o viață primarul Sibiului, unde a dovedit că poate crește în viața publică mult mai mult. De aceea a fost propus premier în 2009, adică premierul de la Grifco, iar 5 ani mai târziu candidat din partea PNL la prezidențiale și dacă a ajuns într-un doi cu Victor Ponta, era clar că oricât de bun sau nu ar fi fost pentru funcția de președinte, va fi votat masiv. Și a fost și a câștigat. Dar vorba lui Paleologu, prin nu se știe ce minune, din 2014 până în 2016, electoratul lui s-a demotivat, lăsând veșnic motivații votanți PSD să ducă PSD în poziția de stăpâni absoluți în Parlament.
Bine, aici nu e o bilă neagră pentru Iohannis neapărat, dar o bilă gri tot este. Apoi, după paranteza care a însemnat în guvernul Cioloș, un an de zile, Grindeanu a fost pus premier, Dragnea a dat drumul la câinii de luptă pe justiție, au ieșit sute de mii în stradă în februarie 2017, Iohannis cu geaca roșie, nimic de reproșat, aia e, luptăm că așa e democrație, votul înseamnă legitimitate, ghinion, dar deja cu numirea lui Tudose premier și așa mai târziu, Iohannis s-a dovedit a fi un președinte nu atât de puternic, nu atât de salvator. Bun, eu l-am votat pe Iohannis în 2014, dar m-a pierdut din momentul în care a numit-o pe Dăncilă premier în 2017. În dezbaterea de la Europa FM, atât paleologul cât și Barna și Chelene Hunor, adică toți invitații prezenți, au spus că aici lucrurile trebuiau făcute diferit, inclusiv cu riscul suspendării președintului. Acesta este principalul motiv pentru care îți spun nu Iohannis. Că mai sunt motive secundare, mai sunt și sunt multe. Continuul partizanat PNL, vacanțele prea dese, discursul plat, reacțiile întârziate și reci la evenimentele fierbinți, acuzațiile la adresa PSD-ului, niciodată la adresa Partidului Social Democrat, tot timpul al PSD-ului, dar acuzațiile cum așa, un luptat de câine care nu are curajul să muște de fapt și la urmă neparticiparea la dezbaterea de la Europa FM. Atenție! A avut norocul să asiste din postura de președinte la trezirea societății civile, la centenar și la președinția României, la Consiliul Uniunii Europene și la sfârșitul epocii Dragnea. Dar în rest, de ce nu Barna? Ei bine, Barna a venit de nicăieri, dar a urcat atât de mult datorită atitudinii și discursului său. Faptul că Barna a crescut partidul USR atât de mult și că a cofondat Alianța USR Plus 2020, să nu uităm de 2020 din denumire, da? Îl face direct un om politic, fără doar și poate. Neobosit și înainte de campanie și în campanie, numai în live-ul maraton din ultima zi de campanie a trădat epuizarea, cu priză la tineri, Dan Barna a meritat câteva victorii, dar nu o merită pe aceasta. Ca președinte să ai vorba și gesticulația lui Iohannis te dă înapoi. Ca președinte să ai vorba și gesticulația lui Barna, la fel te dă înapoi. Apoi declarațiile mai categorice decât era cazul, dacă mi se permite exprimarea, au fost anulate de refuzul de a participa la guvernare și de refuzul de a face alianță cu PNL pentru localele din 2020. Am spus mai devreme, atenție, la 2020 din denumirea alianței. Apoi, adică mai înainte, imediat cum s-a afișat rezultatele referendumului din octombrie 2018, supranumit pentru familia tradițională, Barna a ieșit și a persiflat în același mod categoric peste 3 milioane de cetățeni, adică votanții referendumului. Să ne amintim că aproape toți cei care au votat la acel referendum au votat pentru cauza inițiatorilor referendumului. Altfel spus, pe Barna l-a luat gura pe dinainte și a lovit puternic în aproape 3 milioane de votanți din cele 18 milioane aproximativ cât are bazinul electoral astăzi. Mai poate fi Barna președintele tuturor românilor? Nu, va fi președintele USR Plus. Dincolo de controversele cu fondurile PNL lansate de Rise Project, dincolo de faptul că a avut un dosar la DNA și a fost clasat și dincolo ce am spus mai devreme, Barna nu merită votat din cauza dublei măsuri pe care o practică cel mai mult în această campanie electorală în care a jucat nu murdar, dar murdăre. O dublă măsură. Paleologul a mers la 5 dezbateri, Barna a mers la una forța de împrejurare și cu toate astea Barna este ea că a mers Barna la dezbatere. În dezbaterea Europa FM, Barna a repetat formulări din programul și din înregistrările anterioare ale lui Paleologul. Paleologul a făcut sesiune un live pe Facebook de Q&A cu cetățenii, Barna l-a copiat și în ultima zi de campanie a vrut să recupereze făcând un maraton de Q&A de 2 ore, fiind vizibil, epuizat, neodihnit, deci sesiunea de Q&A a fost așa, pusă cu mâna, forțată. A epatat, a vrut să arate că poate, deși nimeni nu-i cerea acest lucru. Mai sunt criza lui Cosette Chichirău, faptul că a pus alegerile pentru președinția USR înainte alegerilor prezidențiale, în care a fost desemnat candidat, faptul că a lăsat să curgă tema localelor, în 2020 din denumire, remember, fix în baza campaniei electorale, în buza campaniei electorale. Dar trebuie spus următorul lucru și cu asta fac trecerea la paleologul. Barna este fața umană a unui USR Plus radicalizat în discurs, indecent în adresare, propagandist în anumite privințe. Este fața umană a unei alianțe politice care se adresează unor categorii socioprofesionale care nu mai dau doi bani nici pe istorie, nici pe cultura aia non-hipsterească,
nici pe rădăcinile creștine care sunt mai vechi față de cum le știu tinerii astăzi și dă foarte mulți bani pe neconvențional impus, pe manipularea maselor prin advertising, pe obsesia online, pe digitalizarea excesivă în anumite domenii care nu aveau nevoie de așa ceva, că sunt și domenii care, o slavă Domnului. Pune accent pe ironie și persiflare, pe indignare și exprimări puerile, copilărești, a ideilor. Barna este fața umană a acestui accent. P.S. Dacă la USR e vorba de oameni noi în politică, la Plus nu. Deci Alianța USR Plus nu mai e despre oameni noi în politică, iar dubla măsură sau minciună prin omisiune. Barna îi dă înainte cu oamenii noi în politică. De ce da paleologul? Și paleologul este o față umană, pentru că este om. Măcar este o față care s-a dezist încă din capul locului de ideile, exprimările și acțiunile radicale ale unor neolegionari, ale unor habotnici, ale unora care chiar nu înțeleg la ce folosește, spre exemplu, internetul. Da, Teodor Paleologu se dezice de aceste lucruri și articulează propriile idei, propriile viziuni. Ele pot fi luate ușor în derâdere de către suflul userist, dacă le citești sau le ascuzi la mod așa superficial, dar dacă te concentrezi măcar o oră, două, atât estimez eu, atunci reiese că nu pot fi ignorate. Nici doctoratul în politică la universitate din afară, care trebuie să cântărească imens în ochii tuturor, nici faptul că a fost ambasador de două ori în state care se numără printre cele mai fericite din lume, apropo de sloganul fericiți în România lui Barna, adică statele fiind Islanda și Danemarca, faptul că a fost ministru al culturii și parlamentar în două legislații. Campania lui Teodor Paleologu are un minus în privința asocierii cu Băsescu, da, candidând din partea PMP. Dar aici trebuie să dăm cezarului ce al cezarului și să spunem că paleologul nu e membru de partid, iar Băsescu nu e președinte PMP, ci președinte de onoare al acestui partid. În plus, Băsescu mai are și dreptate când și când pe niște teme și a avut dreptate pe niște teme și în timpul mandatelor sale. Băsescu nu a fost atât de nociv precum Iliescu, deși în concluzie asocierea este de două ori indirectă la pătrat, nu îl scufundă neapărat pe paleologul, ci doar îl face controversat. Iar apropo de PMP, și PMP a votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, la fel ca USR, și PMP a votat investirea guvernului Orban, la fel ca USR, dar PMP a dorit să intre la guvernare ca să ajute, spre deosebire de USR, care s-a eschivat. Paleologul a ajuns să fie susținut nu numai de PMP, ci și de Partidul Alternativa Dreaptă. Cum? Care partid? Partidul care cuprinde niște nume decât sonore, care au plecat chiar din USR, amintim de Matei Dobrovie și Willy Schuster. Paleologul nu a fost ghidat decât în plan tactic și logistic, în plan strategic eu cred că a fost propriul său ghid și bine a făcut pentru că a ținut să reamintească națiunii cu subiect și predicat definiția campaniei prezidențiale, atribuțiile președintelui, definiția proiectului de țară, a ținut să reașeze lucrurile la locul lor, uite așa. Fiindcă ele zburdaseră până într-acolo încât Barna a amestecat în programul său de președinte chestiuni care țin inclusiv de guvern, lucru care trebuia menționat și care a fost sezizat chiar și de pagina de Facebook Jandarmeria. Deși a știut care de pierdut dacă nu se dedă la practici nedrepte, Teodor Paleologu a continuat să-și păstreze verticalitatea. A argumentat de ce Iohannis a greșit, a argumentat de ce Barna nu are calibru de președinte, a semnat, apropo, pentru candidatura lui Barna într-un spirit de cavalerie de tipul Alain Delon și Florin Piersic, dar care nu interesează pe votanții miștogare lui Barna. Citiți ce spun Delon și Piersic apropo de direcția indecentă care s-a dus societatea de astăzi. Paleologul nu a alergat ca nebunul. Nu a fost disperat precum un alt candidat menționat deja mai sus și cu toate acestea a fost atot prezent în țară atunci când useriștii spuneau că nu e pe nicăieri, a fost și pe afară atunci când useriștii spuneau că numai pe Barna le interesează de diaspora, a fost online atunci când useriștii spuneau că nici online nu e. A fost la dezbatere atunci când Barna se limita la a invita doar la dezbatere pe Iohannis și pe Dăncilă, iar munca aceasta sub radar a scos la un moment dat pe radar și asta s-a văzut foarte bine la momentul oportun, dezbaterea Europa FM. Culmea, paleologul spunea în primele zile de campanie că deși nu e genul care să atragă toate spoturile luminoase pe el,
vă face lucrul acesta în campanie. A spus-o pe un ton atât de relaxat încât mi-a dat impresia că știe precis despre ce vorbește și a dus campania pe picioare convingându-mă că a știut despre ce vorbește la începutul campaniei. Paleologul va fi un președinte care cu greu va fi impresionat de evenimente și copleșit de situație. El va fi stăpân pe sine în contextele astea. Încă ceva și cu asta închei, că m-am lungit suficient. Teodor Paleologu a tras un semnal de alarmă că doctrinele politice, atât de autentice în străinătate, aproape că nu mai există în România și că el este autentic în acest aspect. El s-a preocupat în a defini și în a atrage atenția, pe când Barna a fost preocupat de a exemplifica fără să definească. Pe când Iohannis nici nu a exemplificat, nici nu a definit. Paleologul dorește consens și îl asumă spre deosebire de ceilalți doi care doar minează consensul. Paleologul îi spune cu alte cuvinte lui Iohannis să nu își mai bată joc și lui Barna să ia lucrurile mai în serios. Nu cumva aici are dreptate? Nu cumva prin asta chiar devine un președinte învățător așa cum s-a definit? Eu cred că da. Așa că 1. Hai la vot și 2. Votează Paleologul.